Când intră pensia pe card, în octombrie 2024, seniorii nu mai au mult de așteptat. În ultimii ani, pensionarii din România s-au împărțit în două mari categorii. Cei mai mulți dintre pensionari au ajuns să primească pensia direct pe card, dar încă mai există și mulți pensionari care își primesc banii prin intermediul poștei române. Din acest motiv, pensionarii primesc pensiile în două etape distincte. Cei care încapelează la serviciile poștei române primesc pensie în prima parte a lunii, în timp ce pensionarii care primesc pensia pe card încasează banii undeva spre mijlocul lunii. Când intră pensia pe card în octombrie 2024? În condițiile menționate mai sus trebuie precizat că, în luna octombrie, pensionarii care primesc pensia prin intermediul poștei române ar urma să încaseze banii undeva în intervalul 2-10 octombrie. Pensionarii care sunt obișnuiți să-și primească banii direct pe card ar trebui în mod normal, să-și încaseze banii undeva în intervalul 12-14 octombrie. Totuși, cum 12 și 13 octombrie sunt zile de weekend, este foarte posibil ca cei mai mulți dintre pensionarii care își primesc pensia pe card să încaseze banii pe parcursul săptămânii care începe de luni, 14 octombrie. În ciuda eforturilor depuse de autorități, este puțin probabil ca mulți dintre pensionari să-și primească pensia pe card înainte de weekendul 12-13 octombrie câți pensionari are România. Ultimele cifre oficiale arată că în România există circa 4,8 milioane de pensionari. Numărul de pensionari a scăzut în ultima perioadă, cu câteva mii. Deși autoritățile au încercat să facă în așa fel încât tot mai mulți pensionari să-și primească pensia direct pe cart, există încă un echilibru strașnic între pensionarii care primesc pensia pe cart și cei care primesc pensia prin intermediul poștei române. Există informații care arată că mulți pensionari se tem să primească pensia pe cart, pentru că nu știu să folosească un cart sau pentru că ar putea fi atacați în momentul în care își doresc să scoată bani de pe cardul respectiv. Mai mult, cifrele arată că cei mai mulți pensionari care primesc pensia prin intermediul poștei române provin din mediul rural.